Cu pierderi de memorie și fără familie, o femeie de 79 de ani din comuna Căzănești a dispărut fără urmă săptămâna trecută. Femeia obișnuia să plece des de acasă. Polițiștii mehedințeni au fost solicitați de către o presupusă nepoată a acesteia. Nu este prima dată când femeia pleacă voluntar de acasă. Aceasta obișnuia să părăsească des domiciliu, iar din cauza pierderilor de memorie, bătrâna nu își mai amintește de cele mai multe ori nici propria adresă. Polițiștii mehedințeni au fost sesizați cu privire la dispariția acesteia de către o nepoată din București. Femeia de 79 de ani locuia singură în satul Severinești, comuna Căzănești. La data de 11 februarie, polițiștii secției de poliție Izvorul Bârzii au fost sesizați de o femeie de 54 de ani în municipiul București cu privire la faptul că Adam Elena, de 79 de ani, în comuna Căzănești, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoana a fost dată dispărută la nivel național. Oricine poate oferi detalii este rugat să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul 1 de urgență 112. Femeia dispărută are părul castaniu, 50 de kilograme, 1,60 metri înălțime. Din păcate, nu se cunosc detalii despre hainele purtate de bătrână în momentul plecării de acasă. Aceasta nu are familie. Însă cetățenii care pot oferi orice informație sunt rugați să apeleze la cea mai apropiată secție de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.